Motiv de îngrijorare, mai ales pentru cei care suferă de diferite boli respiratorii. Un val de praf saharian va traversa România de la sud la nord și va afecta foarte mult calitatea aerului. Cu mai multe informații vine colega mea Iulia Dumitrașcu. Iulia, bună seara! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Zonele unde se va putea vedea praful saharian încă din această seară sunt vestul și sud-vestul țării, iar de mâine în majoritatea regiunilor din România. Meteorologii spun că în anumite zone cerul poate deveni chiar roșu strălucitor, iar pe mașini șoferii vor vedea pete gălbui, cum de altfel au mai constatat atunci când acest fenomen a avut loc în țara noastră. Vânturile fierbinți din Africa aduc de câteva ori pe an cantități mari de nisip din Sahara până pe continentul nostru. Este important de menționat că dacă până acum ne-am bucurat de temperaturi ridicate, în perioada următoare acestea vor mai scădea puțin, vremea se va răci, în mod special în zona de est a țării. Momentan acestea au fost informațiile, Radu, înapoi la tine. Iulia, îți mulțumesc. Trăim în țara în care numărul mașinilor tinde să-l ajungă pe cel al oamenilor. Este suficient să ne uităm la traficul și la locurile de parcare prea puține din București ca să ne convingem de acest lucru. Autoritățile locale spun însă că au găsit o soluție, și anume parcările de tip familial. Proprietarii autoturismelor care vor să-și lase mașina într-un asemenea spațiu o pot face doar cu acord semnat la notar. În realitate, situația este mult mai complicată de atât. Parcarea, care parcă e făcută să pună la încercare logica ocupanților, este recent amenajată pe strada drumul Murgului din sectorul 3 al capitalei. Lângă bordură sunt trase 5 locuri de parcare, iar în fața lor alte 5 locuri care nu mai lasă spațiu mașinilor de lângă trotuar să iasă. Întrebarea de pe buzele tuturor. Asta e parcări, uite, pe unde iese băiatul dacă trage omul aici? Spune și dumneavoastră. Și dincolo a băgat în mijlocul. Căutăm răspunsul la problemă printre locatarii ghinioniști care au plătit pentru locurile de parcare imposibile. Da, cum iese cu mașina cineva de aici? Da, cu macaraua. Altfel, nu cred că e vreo soluție. Alt locatar, altă soluție. Păi da, eu m-am gândit acum că pot să iau bordura asta dacă e ceva. Ca altă variantă nu am. Nici aceasta nu aduce rezolvarea. Vă propun un exercițiu de imaginație. Să presupunem că acesta este locul dumneavoastră de parcare. Cum faceți să veniți cu mașina aici? Este o singură soluție, sunați vecinul să mute mașina ca să puteți intra în parcare, iar același lucru trebuie să-l faceți și dacă vreți să ieșiți. Să nu credeți că ne-am gândit noi la această rezolvare, este chiar soluția propusă de primărie. Mica înțelegere, se face un act notarial între două persoane și primul, ca să-i dea acordul, să iasă cel din spate. Deci o să fie ceva foarte interesant să-l trezești pe om la două noaptea, de exemplu, dacă ai o urgență să pleci. Cu mai multe explicații vine șeful serviciului de trasări al sectorului 3. Sunt parcări tip family. Se iau în familie, adică cel din față îl blochează pe cel din spate, cel din spate îl blochează pe cel din față, de fapt. Dar se iau doar în familie. Adică doar pentru același apartament sau pentru... Sau rude, sau cu între vecini, dar cu acordul notarial al primului care este blocat. Tot pe această stradă găsim alte lucrări făcute parcă de mântuială. Unele parcări sunt trasate până în mijlocul străzii, iar câteva trotuare sunt imposibil de folosit de către pietoni. În plus, sunt locuri pentru mașini trasate acolo unde legea spune că nu e voie, în fața garajelor și a intrărilor în clădiri. Și a bătut joc de toată strada asta aici, cum au vrut ei. Eu am aici o grădiniță care este accesul într-o grădiniță. Uitați unde au pus locul de parcare, da? În intrarea în grădiniță. Angajații au schimbat rapid planul când au văzut camerele de filmare și au șters marcajele de parcare din fața grădiniței. A trecut pandemia, dar livrările de mâncare la domiciliu sunt în continuă creștere. Un singur român și-a comandat anul trecut alimente în valoare de, atenție, 27.000 de euro, adică o medie de 75 de euro pe zi. Și cererea de curieri este foarte mare, iar mulți dintre ei vin chiar și de la mii de kilometri distanță. Este ora 11:05. O nouă comandă este preluată din acest restaurant din Timișoara. După încă 16 minute, curierul bate la ușa Laurei. Laura lucrează de acasă, așa că își comandă cel puțin o masă de la restaurantul din apropiere. Fac asta în fiecare zi, pentru că lucrez de acasă și nu prea am vreme să merg și e mult mai confortabil să intru să apăs pe câteva butonașe și
să-mi vină la ușă. Când vine vorba despre supermarketuri, comanda medie este de 160 de lei, iar pentru restaurant media se ridică la 85 de lei. Românii s-au obișnuit să comande orice acasă și vorbim aici atât de mâncare cât și de produse de la supermarketuri sau magazine. De exemplu, pizza, care este cel mai comandat preparat din zona de mâncare, se comandă în medie cam de 5.000 de ori pe zi. Anul trecut, un bucureștean a comandat mâncarea de 27.000 de euro. Businessul nostru a trebuit și el să crească ca să susțină cererea. Vorbim de un număr mai mare de rider parteneri pe străzi, vorbim de un număr tot mai mare de restaurante și magazine care aleg să folosească serviciile de delivery. Cum cererea e mare și numărul livratorilor a crescut, Mark este din Egipt, are 23 de ani și este student în Timișoara la economie. I'm looking for orders. I will look 5 minutes, 10 minutes, I can receive order. Every day is a busy day with a lot of orders? Yes, every day we can make 20, 24, 25. Un singur livrator ajunge să facă și 50 de kilometri pe zi. Pe zi cam 20 de comenzi livrăm. Nu e dificil, ușor, nu mi-a părut niciodată greu lucrul ăsta, e prea bun. Cu bicicleta, nu? Cu bicicleta, da. Câți kilometri faci? 50, câteodată 100, dacă e prea multe comenzi. Pe zi? Pe zi, da. E incredibil, adică gândește-te, las comanda, urc până etajul 4, nu cobor scările, intră altă comandă, adică sunt într-o continuă alergare și eu sunt și cu mașina. Vinerea se înregistrează cele mai multe comenzi. Din cauza că nu mai avem timp, ne e mult mai la îndemână să accesăm repede telefonul, comandăm și cumva și câștigi timp, că te gândești, pierzi atâta dacă vezi, am doi copii. De vreo 5 ori, pentru că timpul nu ne prea permite în zilele astea, deoarece muncim foarte mult și e mult mai util, mai facil. Imediat comandăm pe o aplicație, în jumate de oră, o oră apare mâncarea sau anumite produse din marketuri și ne bucurăm și noi că ne putem petrece timpul acasă. Comand seara și comand cam de 2 ori pe săptămână. Românii care comandă de pe platformele online au între 18 și 55 de ani și au venituri între 2.000 și 4.500 de lei. Luni are loc prima probă la simularea pentru bacalaureat, însă liceenii privesc acest test mai degrabă ca pe o glumă. Spun singuri că nu sunt pregătiți, dar speră la note mari. Iar dacă nu le vor obține, sunt convinși că mai au timp să învețe până la examenul propriu-zis. Dacă anul trecut 25% dintre liceenii nu au reușit să ia examenul de bacalaureat, acum nici măcar simularea nu mai e luată în serios. M-am pregătit intens. Eu sunt foarte bun la chimie, dar din păcate nu dăm chimie în liceul ăsta. Asta e. Dau la română, unde sunt foarte bazat pe română, pe limba română. Dau la matematică, unde calculele pentru mine sunt destul de ușoare, adică mă descurc. Și mai dăm la logică. Eu sunt un tip foarte logic. Învăț în continuu. Noi aici și gătim, deci dau cu spatula mâncare și citesc o carte, ceva. Doar câteva zile îi mai despart pe elevii de clasa 12-a de simulare pentru BAC. Doar că în loc să pună mâna pe carte, unii speră mai degrabă la un ajutor divin. Aștept la un 10 la română, un 9 la geografie și un 9-90 la matematică să fie. Aici îmi răspuns puțin la mișto sau vorbesc serios? Nu. Basta să fie, Doamne ajută, sper că așa să fie. Dacă au învățat pe parcursul anului, rămâne însă de văzut. 8 la geografie, 6 la mate, 5 la română. Doar atât la română? Păi da, primul subiect. Nu. Primul subiect, deci poți să spui că nu te-ai pregătit atât de... Pentru simulare nu, dar pe viitor... La ce notă te aștept? Trag de un 9, dar cred că e un 6. Mamă, iartă-mă, sunt foarte stresat, adică îmi iese și păr alb. Mă stresează rău de tot. O să iau, nu-i problemă de simulare sau de bacă, facem bani oricând. Pentru experții în educație, chiar și obținerea unei note de trecere va fi dificilă. O dovedesc rezultatele dezastruoase de la simularea pentru evaluarea națională. Dacă ne uităm cum a fost simulările la clasa 8-a spre a 9-a de la evaluarea națională, cred că ar trebui să vedem dacă ne-am învățat o lecție. La cât de pregătiți suntem cu câteva luni înainte, dacă nu cumva fușierim lucrurile și după aceea ne grăbim să îngreștem porcul în ajun. Anul trecut, 53 de licee au avut zero promovabilitate la examenul de bacalaureat. Slaba pregătire nu pică doar pe umerii elevilor. Sunt mulți copii care nu acordă o mare importanță și aici o vină au și familiile pentru că nu reușesc să îi mobilizeze. Majoritatea părinților care își trimit copiii la meditație și iată că nu sunt în stare să obțină un 5
într-adevăr pe o abordare nouă de subiecte, dar care respectă programa în totalitate. Luni, pe 4 martie, va avea loc simularea la limba și literatura română. Marți, liceenii vor susține proba obligatorie de profil la matematică sau istorie, iar miercuri cea la alegere. Românii de la țară care vor să-și rotunjească veniturile au început să cazeze turiști în propriile locuințe. Un astfel de concept a fost dezvoltat în Vama Buzăului, din județul Brașov. Aici oamenii își întâmpină oaspeții în camerele libere pe care le-au în casă, iar unii proprietari își poftesc musafirii și la masă. Programul Camere la Munte a fost dezvoltat la nivel național, iar spațiile de cazare sunt acum autorizate de Ministerul Turismului. După 12 ani de muncă în Spania, Iuliana s-a întors acasă în Vama Buzăului și împreună cu soțul ei au decis să facă o afacere proprie. Au deschis un punct gastronomic local, iar apoi s-au dezvoltat și au început să cazeze o parte din turiștii care veneau la ei să ia masa. Turiștii cereau și cazare peste noapte și atunci ne-am gândit ca să închiriem 3 camere pe care le avem la dispoziție în partea de sus. Iar în partea de jos locuim noi și un venit în plus pentru familie. Sunt susținută de soțul meu și de fiica mea. Am o fetiță la facultate, soțul meu mai are și el un job și ne împărțim așa. Așa au ajuns să se înscrie în programul Camere la Munte, un concept care le permite să cazeze oaspeți în dormitoarele libere pe care le au la etajul casei. Localnicii pot închiria cel mult 5 camere din propria locuință pentru a se putea înscrie în acest program și, practic, turiștii care vin aici au parte de absolut tot confortul, au paturi duble, televizoare, dar și băi proprii cu tot ce au nevoie. Livingul familiei a devenit acum loc unde turiștii pot lua masa pe timp de iarnă. În sezonul cald, bucatele delicioase pot fi savurate și pe terasă. Pe lângă mic dejun, oaspeții pot savura aici prânzul și cina contra cost. O ciorbă de porc cu afumătură, care conține cartofi, legume și ciolan de porc afumat de noi de casă. După aceea am pregătit pentru felul 2 o tocană de porc foarte bună, cu carne la garniță și mămăligă, și salată. Un meniu complet care conține o ciorbă, un fel principal și un desert costă 90 de lei de persoană, iar cazarea într-una dintre camere 250 de lei pe noapte. Și Nicoleta s-a înscris în programul Camere la Munte, după ce a transformat fostul atelier de fierărie al socrului într-un punct gastronomic local cu spații de cazare la mansardă. Și aici la etaj avem 3 dormitoare. Fiecare dormitor este cu baie proprie, pat dublu, televizor și tot ceea ce are nevoie un turist să se odihnească. Turiștii au parte aici de experiența traiului la țară, ceea ce îi face să revină în vacanțe. Sunt foarte încântați când vin, că vor să vadă și animalele, mai ales când vin cu copii. Îi ducem la iepuri, la vacă, la porc, la găini, câine, deci toate le vizitează. După conceptul gastrolocal, autoritățile din Vama Buzăului au dezvoltat și programul Camere la Munte. În momentul de față, undeva la peste 50 de locuri de cazare sunt în conceptul Camere la Munte. Ele sunt clasificate, autorizate la fel de către Ministerul Turismului. În jur de 200.000 de turiști vizitează anual comuna Vama Buzăului. Vânzările pe datorie obișnuite în magazinele de la țară au fost luate în vizor de ANAF, așa că angajații care închid ochii în fața celor care vor să cumpere pe caiet risc amenzi. În plus, vânzătorii sunt amenințați și de clienții neserioși, din cauza cărora riscă să rămână cu banii neîncasați. Mai la început, când a deschis băiatul meu, mai dădea și a rămas ei bun, de asta nu i-a mai primit. Hai să mai dădeți pe datorie oameni, mai vin oameni să ceam. Mai bine, dar mai puțin, la puțin că nu sunt corecți. Suntem pe principiu, decât să dau și să-mi dea la nu știu câte luni, mai bine lipsă. Vă dau mai târziu. Da. Vânzătorii din micile magazine care dau pe datorie sunt mereu sub amenințarea amenzilor. Câte vreme marfa apare în gestiune, dar banii nu sunt încasați, riscă să primească sancțiuni. În plus, caietul nu reprezintă vreo garanție că sumele vor fi recuperate. Când dacă nu dăm, nu facem nimic. Nu la oricine, oricum. E mici copiii pe încredere, să zic așa, și dai până la urmă oameni de încredere. Dar, cum să zic, dai, prinzi încredere, poate îți dau o lună, două, trei și ai prins încredere în el și apoi îți face figura. Pentru mulți oameni, cumpărăturile pe datorie sunt o gură de oxigen. Acest bătrân trăiește dintr-o pensie mică, suplimentată cu bănuții adunați din lingurile pe care le vinde la marginea drumului. Mai ni lasă, dacă care îi cunoaște, care are o leagă de pensii, de altfel nu. Ce ați luat așa pe caiet? În care, adică pentru un casă, ci
aveam nevoie. Dacă le cunoaște și sunt în serioși, mai sunt și de ăștia. Na, la țară așa este, ne mai cunoaștem. Aceste bătrâne sunt într-un adevărat cerc vicios. De la o lună la alta doar sting datoriile vechi, așa că sunt nevoite să tot facă economii. Dacă îmi trebuie să iei pensia, ce s-o dai acolo și iar rămâi fără bani. Și așa facem uleacă de economie, că n-avem ce. Mâncăm mai puțin. Ne mutăm în altă zonă. Nu orice sătean beneficiază de astfel de cumpărături, iar produsele din coș sunt limitate. Dacă te ajută femeia de la ABC, asta e altă soluție. Dacă te ajută, dacă nu, atunci nu îți dă. Și la revedere, să rămâne. Alimente te servește mai bine decât cu bere și cu țigări. Deci... Mai degrabă vă dă de mâncare pe caietă. Da, da. Așa, asta zice că bunătăți numai. Când primim pensia, plătim cum putem. Ne ați descurcăm. Recurs și dumneavoastră la așa ceva? Da, sigur. A fost ocazie că trebuia. Sunt foarte de treabă, așteaptă până în pensia viitoare. No, dacă suntem și noi așa, ne ținem de cuvânt și asta ne dă și pe datorii. În România sunt aproximativ 120.000 de magazine, cele mai multe de mici dimensiuni. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi mai mult noros. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, local în Banat și pe alocuri în Muntenia, Transilvania și Crișana. Ploile vor fi și sub formă de aversă pe arii restrânse moderate cantitativ, iar în zona înaltă a Carpaților meridionali se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în sudul Banatului, în vest, în nord-vestul Olteniei și pe crestele montane. Va fi ceață în jumătatea de est a țării, izolată asociată cu burniță. Temperaturile minime mai ridicate decât mediile multianuale vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade în dealurile de vest. Mâine vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în prima zi a lunii martie. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii relativ restrânse în Oltenia, Muntenia și Transilvania și doar izolat în restul țării. La altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaților meridionali, cu rafale de 70-80 de km pe oră, iar local și cu viteze mai mici, în general de 45-55 de km pe oră și în zonele mai joase de relief. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 19 grade. Dimineața izolat va fi ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înnorat și se vor înregistra 14 grade în Călăraș și la fel și în Ploiești. În Transilvania va fi o zi mohorâtă cu ploi, se vor înregistra 16 grade în Sibiu și 15 grade la Cluj. În Moldova cerul va fi mai mult înnorat, temperaturile maxime vor atinge 13 grade în Focșani și 11 grade în Piatra Neamț. În vestul țării avem parte de o zi închisă, mercurul din termometre urcă până la 18 grade în Arad, la fel și în Timișoara. În Oltenia, ziua de mâine aduce vreme mohorâtă și ploioasă, se vor înregistra 15 grade în Târgu Jiu și 16 grade în Drobeta. În Dobrogea va fi o zi închisă, termometrele vor indica 11 grade la Constanța, iar în Tulcea vor fi 13 grade. În capitală, vremea a fost caldă pentru această dată, cerul a avut înnorări temporare, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a ajuns la 17 grade. La noapte, cerul va avea înnorări temporare, iar spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă mai ridicată decât în mod obișnuit la această dată va fi de 36 grade. Vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima zi a lunii martie. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi condiții de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. La munte, cerul va fi mai mult noros și va ploua local în Carpații meridionali și pe arii restrânse în rest. La altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea intensificări pe creste, în special în Carpații meridionali, cu rafale de 70-80 de km pe oră. Valorile termice se vor situa peste cele normale pentru începutul lunii martie. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.